E 1 aprilie, ziua când ori ești pus pe farse, ori ești tras pe sfoară, ziua când prietenii se împart în două tabere, victime și călăi, totul de dragul distracției. De la cele mai simpatice și nevinovate până la cele mai bine puse la cale farse, de 1 aprilie este în cele din urmă permis orice, căci e ziua păcălelilor. Însă reghinenii nu s-au prea ținut de glume, au fost însă câțiva care au căzut în capcana prietenilor sau care de-a lungul anilor n-au scăpat fără să fie păcăliți. Ai fost păcălit astăzi de 1 aprilie? Da. Ce farsă ți s-a făcut? Că colega mea a pierdut autobuzul. Și ai crezut? Da. N-am fost păcălit din 1 aprilie și cred că nici nu o să fiu. Sper. Da, da. N-ai făcut nicio farsă? Până acum nu. Cred că nu. Nu, azi nu. Azi a fost zi mai reneșă. Dar când erai mai mic, nu făceai farse, nu făceai păcălit? Da, toată ziua. De-abia așteptam să vină 1 aprilie să facem vreo prostie. Nu mai ești așa de tânără să mă țin de farse. Dar ați fost păcălită vreodată? Da, când am fost mai tânără. Cea mai amuzantă farsă pe care ți s-a făcut? La școală. Ce a fost? Cu notele, cu notă, la limba română, la test. De 10 mi-a făcut 1. Da, dar după aia a râs profesoara și mi-a zis că de 1 aprilie. Obiceiul este unul vechi de câteva secole, iar în timp a emigrat peste ocean și apoi pe tot globul. Există și superstiții legate de păcălelile de 1 aprilie. Se spune că este bine să faci farsele înainte de ora prânzului, pentru că alminter vei avea ghinion tot anul. Istoricii consideră că tradiția de a păcăli este o împletire de obiceiuri populare locale specifice fiecărei țări, cu legende străvechi și cu ceremonialuri de întâmpinare a anului nou și ulterior a primăverii.